dimineața. După cum veți observa pe vocea mea, da, am răcit. Asta e, se mai întâmplă. Dar noi mergem mai departe și astăzi vom vorbi despre Getränke. Capitolul este Essen und Trinken. Das Getränk, die Getränke. Es gibt warmes und kaltes Getränke. Avem băuturi calde și reci. Warm, cald. Kalt, rece. Der Kaffee, cafeaua. Cappuccino. Der Tee, ceaiul. Der Kakao, cacao. Der Punch, punch. Die heiße Schokolade, ce bun ar fi. Die heiße Schokolade, ciocolată caldă. Der Glühwein. Probabil ar ajuta și un pahar de vin fiert la răceală. Mai ales că acum este plină Germania de târguri de Crăciun. Weihnachtsmarkt. Ok, să revenim la băuturile reci. Das Wasser, apa. Das Mineralwasser, apă minerală. Der Apfelsaft, sucul de mere. Das Apfelschorle. O să vedem, acesta este un amestec între Apfelsaft și Mineralwasser. Der Orangensaft, sucul de portocale, die Limonade, limonada, die Milch, laptele. Nu putem vorbi despre băuturi fără a analiza și verbul trinken. Este un verb regulat, se conjugă astfel. Ich trinke, du trinkst, trinkt, wir trinken, trinkt, sie trinken. Abia. Și acum să vedem câteva exemple. Ich trinke gerne Kaffee. Eu beau cu plăcere cafea. Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Bei cafea cu zahăr? Ich trinke Tee. Eu beau ceai. Ich trinke Tee. Trinkst du Tee mit Zitrone und Honig? Trinkst du Tee mit Zitrone und Honig? Bei ceai cu lămâie și miere? Eu da, tu? Ich trinke Mineralwasser. Eu beau apă minerală. Die Frau mag Orangensaft. Femeii îi place sucul de portocale. Die Frau mag Orangensaft. Die Kinder trinken Apfelschorle. Die Kinder trinken Apfelschorle. Copiii beau un suc de mere. Das ist Apfelsaft gemischt mit Sprudel. Acesta este suc de mere amestecat cu Sprudel, adică apă minerală, carbogazoasă. Sprudel ist Mineralwasser mit Kohlensäure. Sprudel este apă minerală cu carbohidrați. Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? Bei Alkohol? Die Leute trinken Wein und Bier. Die Leute trinken Wein und Bier. Oamenii beau vin și bere. Habt ihr jetzt Durst bekommen? Dann sage ich Prost. Atenție, Prost înseamnă noroc. Așadar, habt ihr jetzt Durst bekommen? Vi s-a făcut sete? Atunci vă spun noroc. Die Getränke gehen auf mich. Die Getränke gehen auf mich. Vă fac cinste. Sau băuturile sunt din partea casei, sunt din partea mea. Iar eu mă duc acum să continui să beau ceaiul. Pe săptămâna viitoare. Bis nächste Woche. Tschüss!